Tocmai ce am ajuns acasă și am zis să profit de faptul că încă mai am lumină să filmez un unboxing, pentru că a trecut o veșnicie de când am postat ultima dată un astfel de clip pe canal și pentru că am două colete aici care așteaptă să fie deschise, ambele sunt de la Cartepedia, după cum le puteți vedea, am zis că da, de ce nu? Și în plus de asta, în timp ce mă întorceam acasă, m-a sunat poștașul și m-a invitat să trec pe la poștă să-mi ridic coletul. Evident, e prea mic pentru a fi ceva cărți aici, dar să zicem că are legătură cu lumea asta cititului. Mă rog, o să vedeți la final despre ce este vorba. Între timp, haideți să deschidem aceste două colete, așa-i? Bun. Într-unul sunt acele două cărți pe care le primesc în fiecare lună de la cei de la Cartepedia și cărora le mulțumesc enorm. Iar în celălalt sunt cărți, pe care eu și o prietenă le-am comandat. Ok, hai că am reușit să-l deschid pe ăsta. Să-l deschid și pe acesta. Sunt curioasă să văd dacă în aceste colete se mai află și altceva pe lângă cărți, pentru că, scuzați poștitul, probabil că ați observat că în ultimul timp cei de la Cartepedia au colaborat cu Irina de la The Coffin Tropy și au făcut niște chestii foarte drăguțe, așa că sper să am și eu ceva pe acolo. Da, știu că sunt ca un copil mic care colecționează ceva. Apropo, da, chiar am o mini-colecție cu tot felul de lucrușoare care veneau în coletele de la Cartepedia și da, sunt ca atunci când eram mică și colecționam șervețele. Da. Voi ce colecționați când erați mici? Bun. În acest colet sunt cărțile cumpărate. Sunt 4, însă doar 2 sunt ale mele, celelalte 2 sunt ale noi prieteni, așa cum v-am spus, și haideți să vă arăt. Prima carte este Purgatoriul Îngerilor, este o carte românească, a fost lansată, dacă nu mă înșel, a fost lansată la Bookfest și abia așteptam să apară și pe Cartepedia să o iau. Hai să vă citesc un pic de aici să vedem despre ce e vorba. Spune mereu și a devenit un clișeu că literatura înseamnă empatie, însă prea puțin dintre noi, scriitorii, facem din literatura noastră un document real, emoționant, mișcător al acestei empatii. Autoarea zicea așa despre această carte: am scris această carte pentru că mă impresionează vulnerabilitatea copiilor, pentru că uit greu un chip trist, pentru că nu pot să nu mă întreb unde dorm, ce mănâncă, ce vieți au copiii străzii, dar mai ales care este povestea care i-a adus acolo. Am scris-o și pentru că sunt mamă și mi-e imposibil să mă gândesc ce aș face și cum aș reuși să supraviețuiesc dacă i s-ar întâmpla vreodată ceva rău copilului meu. Pare, tocmai datorită acestei descrieri, ca să zic așa, am cumpărat această carte pentru că pare a fi ceva pe gustul meu și o să vedem, pentru că, na, evident, multe lucruri nu știu despre această carte. Iar cealaltă carte pe care mi-am dorit-o enorm de mult este Ura cu care lovești. Eu am văzut-o foarte mult în afară, la booktuberii străini și nu numai booktuberi. La un moment dat vorbeau și alți vloggeri care, știu eu, conținutul lor erau despre beauty sau lifestyle sau chestii de genul. Și ceea ce m-a determinat să pun mâna pe ea, chiar a fost tipa asta, cum o cheamă, vlogăriță din afară, hai, cu Ingrid Nilsson. Un moment dat vorbea într-un clip de-al său despre favorite din ultimul timp și această carte se regăsea printre cele favorite. Este un young adult care vorbește despre discriminare rasială, dacă nu mă înșel. Și haideți să vă citesc și vouă. Zice așa: Star Carter este o adolescentă de 16 ani care se mișcă între două lumi, cartierul sărac în care locuiește și liceul cu pretenții pe care îl frecventează în suburbii. Echilibrul instabil în care se află aceste lumi se spulberă în clipa când Star este martoră la împușcarea mortală de către un polițist a celui mai bun prieten al ei din copilărie, Khalil, care nu avea nicio armă asupra lui.
În scurt timp, moartea lui Khalil se transformă în subiect de știri la nivel național. Unii îl etichetează drept infractor, alții spun chiar că ar fi fost traficant de droguri. Protestatarii încep să iasă pe străzi în numele lui Khalil, câțiva polițiști, dar și cel mai influent traficant local încearcă să-i intimideze pe star și familia ei. Toată lumea vrea să știe un singur lucru, ce s-a întâmplat cu adevărat în noaptea aceea. Iar singura persoană care poate să răspundă la întrebare este Star. Dar ceea ce spune sau nu spune Star ar putea tulbura apele în interiorul comunității din care face parte. Ba mai mult, ar putea chiar să-i pună viața în pericol. Ok, coperta eu zic că este absolut minunată, așa că abia aștept să o și citesc. Așa, și cazul în care sunteți curioși să vedeți și ce cărți și-a luat prietena mea, este vorba despre Otrava iubirii și Elixirul dragostei de Eric Emanuel Schmidt. Aceasta pe mine nu mă tentează. Ce mă tentează pe mine de la Eric Emanuel Schmidt ar fi femeia în fața oglinzii și Oscar și Tanti Ros. Da. Iar acum, trecând la celălalt coleg, acestea aici sunt cărțile, cele două cărți pe care le-am primit în luna iunie, deci acum suntem în iulie, vă dați seama cât a așteptat acest colet ca să fie deschis, iar asta am găsit în colet, foarte fain, 4 ani, la noi fiecare carte are omul ei, citesc, dându. Bun. Haideți să vă arăt și cărțile pentru că sunt foarte, foarte entuziasmată. Este vorba despre Drumul spre casă, recent apărută și aceasta, și zice așa: Ghana, secolul al XVIII-lea, două surori vitrege se nasc în sate diferite, fără ca vreuna să știe de existența celeilalte. Una din ele se va căsători cu un englez și va duce o viață confortabilă la castelul Cape Coast. Cealaltă va fi capturată într-un raid care are loc în satul ei, închisă în același castel și vândută ca sclavă. Drumul spre casă urmărește viețile paralele ale acestor surori și ale descendenților fiecăreia de-a lungul a 8 generații. Wow! 8 generații. De la Coasta de Aur la plantațiile din Mississippi, de la Războiul Civil American până la epoca jazzului în Harlem. Extraordinarul roman pune în lumină moștenirea împovărată de suferințe a sclaviei, atât pentru cei care i-au căzut pradă, cât și pentru cei rămași în urmă. Coperta este absolut minunată, după cum puteți observa și voi, iar bumbacul este reprezentativ sclaviei, așa că locul lui este aici pe copertă. Iar cealaltă carte pe care vreau să vă arăt și ultima de altfel este Iată-mă. Mi-a plăcut foarte mult descrierea, este ceva mai măricică, ce-i drept, are vreo 644 de pagini și un scris destul de minuscul, dar eu cred că o să-mi placă această carte și haideți să vă spun și vouă. Iată-mă e radiografia dureros de sinceră și cât se poate de amuzantă a unei despărțiri. Ok, deci e amuzantă. E epopeea unei familii evreiești din Washingtonul zilelor noastre, cu toată istoria pe care o duce în spate și prezentul care îi scapă printre degete. E cronica lumii în care bășbuim într-un echilibru fragil. E cartea în care te uiți ca într-o oglindă cu teamă și fascinație. Să vedem aici ce mai zice, mai zice ceva. Ok. Zice că focalizează lentilele camerei sale imaginare asupra unei familii evreiești din Washingtonul actual în interval de 4 săptămâni și demolează nivel după nivel construcția existenței ei intime și sociale până ajunge la sâmburele care îi alimentează viața și care se dovedește a fi mai fragil și mai vulnerabil decât și-ar fi imaginat. Julia, o arhitectă care n-a construit niciodată nimic după propria caracterizare, și Jacob, soțul ei, scenarist de succes al postului HBO, dar neîmplinit profesional, trăiesc împreună cu fiii lor, Sam, Max și Benji, trei copii cu personalități complexe și sofisticate în confortul metropolei americane, ducând o viață tihnită, îmbogățită de mici ritualuri laice care îi definesc ca familie. Când Julia descoperă în telefonul soțului ei mai multe mesaje cu un conținut sexual explicit, totul sare în aer, scoțând la iveală o adevărată spirală a crizelor identitare. Ok. Și haideți să vedem și pachetul ăsta mai mic. Să vă spun care-i treaba cu el. Dar prima dată să vă arăt ce-i în el. Iar aici am o
Lumânare, care vine foarte, foarte frumos ambalată și cu multe, multe fundițe roz. Lumânarea aceasta este realizată de Roxana, o blogăriță, o cititoare pasionată. Miroase a vată pe băț. Delicios. Delicios. Roxana și-a dus pasiunea la un alt nivel și a început cu un mic shop online unde vindea lumânările realizate de ea, iar acum, de câteva zile, pe site-ul ei se găsesc și cărți, nu doar lumânări parfumate. Absolut delicios miroase. Dacă vreți să știți mai multe lucruri despre Roxana, o găsiți pe Instagram, o să vă las contul ei de Instagram. Atât al ei personal, unde o să găsiți multe recomandări de cărți bune, dar și cel al magazinului online, unde și acolo găsiți de toate. Roxana este un om absolut minunat, pasionat de ceea ce face și asta se vede. Și sunt sigură că Roxana o să ajungă mare cândva, iar atunci când o să se întâmple acest lucru, o să pot să zic, wow, uite, eu o știam pe Roxana de când totul era doar o pasiune pentru ea. Așa că o să mă bucur că am putut fi martora evoluției sale, ca să spun așa. Cărți și lumânări, ce poate să-și dorească mai mult un cititor pasionat. Vă invit și pe voi să-mi spuneți ce cărți v-ați mai cumpărat în ultimul timp și dacă vă plac lumânările, dacă da, care este aroma voastră preferată. Le mulțumesc foarte mult celor de la Cartepedia, iar Roxana, uite, lumânarea a ajuns de-a fără și nevătămată. Felicitări, faci o treabă minunată, ține-o tot așa și să ne auzim cu bine, cu toții. Până data viitoare, lecturi frumoase. Pa, pa! Pa, pa!